dansuri tradiționale, bucate și muzică bună, comunitatea moldovenilor din Canada a dat un spectacol de anvergură, unde au promovat valorile naționale pe continentul nord-american. Asociația moldovenilor din Quebec, din Ottawa, Gatineau, Culturi Tricolor Moldova-Canada Link, cu susținerea Ambasadei Moldovei la Ottawa, au sărbătorit intrarea în noul an 2017 într-un format nou, la Focul din Vatră, un festival de datin și obiceiuri de Crăciun pe care l-au lansat cu plugușor, hăituri, colăcei și voie bună. Potrivit ambasadoarei Republicii Moldova în Canada, conaționalii noștri contribuie cu succes la diversificarea culturală a Canadei, la promovarea bogatelor tradiții moldovenești și la păstrarea patrimoniului cultural al țării noastre. Nici nu visam că această inițiativă va prinde rădăcini și își va găsi materializarea prin o prezență atât de minunată. Uitați-vă câtă lume frumoasă, bună, s-a adunat și aici. La festival au poposit și moldovenii stabiliți cu traiul în Ottawa, Montreal și Toronto, unde au pregătit un scenariu realizat datorită eforturilor și contribuției artiștilor de valoare, care au fost prezenți la eveniment. De la spectacole nu a lipsit nici Moș Crăciun, care a împărțit cadouri și mici bucurii tinerei generații din Canada. Copiii au recitat poezii și s-au simțit în largul lor, într-o atmosferă plină de feierie. Hai, o să trecem mami peste acest film, o să dai tu cu un cadou, eu cu un cec gros. Bine? Hai să o încurajăm pe Amelia! Nu te ținești! Amelia, uite, nu ne așteaptă. Recit ceva. Te rog, ține microfonul aproape de guriță și recită poezie. În căciulă țuguiată și o plouă de cafenie, socolii de pe bunica au vorbit de la chintie. Serata a fost continuată cu un program de concursuri de colinde și costume pentru toți copiii, precum și un concurs de dansuri. Amintim că peste hotarele Republicii Moldova sunt plecați oficial 805.500 de cetățeni, iar în Canada locuiesc cel puțin 17.500 de moldoveni. Ce doriți voi să vă dea Moș Gelilă? Să ni le aducă pe Moș Crăciun! Ce doriți voi să vă dea